Azi apele Dunării indicau pe sectorul Giurgiu o cotă probabilă de plus 50 de centimetri. Foarte puțin pentru această perioadă, având în vedere că suntem în sezonul rece, iar un posibil îngheț ar fi devastator pentru navigație. Chiar dacă deocamdată se mai poate naviga pe fluviu, tendința în următoarele zile este de scădere cu 20-30 de centimetri, deloc îmbucurător în opinia specialiștilor de la Capitania Portului. Navele nu mai pot fi încărcate la capacitate maximă, pescajele la capacitate maximă nu o să mai permită trecerea la punctele critice de la kilometru 567-68. Vor exista întârzieri de sosire, plecare a navelor față de timpii programați de sosire, plecare din port. Având în vedere faptul că Dunărea va continua să scadă, se anticipează că probleme vor apărea la intrarea și ieșirea navelor din bazinul Veriga, în timp ce pe canalul Plantelor vor fi nave care nu vor mai putea opera la terminalul unde se află depozitul de motorină și benzină. În momentul de față se operează, dar pe viitor, următoarea săptămână, probabil, navele nu vor mai putea intra în canalul Plantelor. Față de această perioadă sau față de anii trecuți, și adâncimile sunt într-adevăr foarte scăzute, ceea ce vedem din prognozele actualizate pentru următoarele 2-3 săptămâni, nu se preconizează o creștere a apelor Dunării. Potrivit meteorologilor, în următoarele săptămâni sunt șanse slabe să plouă, iar acolo unde se vor înregistra precipitații vor fi neînsemnate cantitativ. Prin urmare, Dunărea va continua să scadă, însă situația va fi critică atunci când cotele vor fi pe minus și nu mai este mult până atunci.